Epoca Întunecării, capitolul 15, Sclavia cea milostivă Nu există cruzime când este vorba despre slava lui Dumnezeu. Sfântul Ironim, epistola 109 Totul părea atât de simplu. Dă cezarului ce e al cezarului. de lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu. Pe măsură ce secolul al IV-lea se sfârșea, iar al cincilea începea, apărau noi interdiții și poveri. Ce facem dacă Dumnezeu și cezarul cer același lucru în același timp? Ei bine, spuneau mari predicatori și gânditori, încă din primul veac creștin, în acest caz Dumnezeu trebuie ascultat. După cum afirma Augustin, dacă legea lui Dumnezeu intră în contradicție cu legea romană, atunci cetatea cerească și locuitorii ei sunt obligați să nu i se supună celei din urmă, ba să li se împotrivească celor care gândesc diferit totul, om, lege și chiar birocrația, urmau a fi lăsate deoparte de dragul lui Dumnezeu sau mai degrabă al bisericii sale, iar dacă asta înseamnă câteva clipe neplăcute pe pământ, atunci fie. Așa argumenta un alt cleric creștin agresiv, care mai adăuga și că răul cel mai mare care putea fi săvârșit nu era nesupunerea față de lege, ci cea față de Dumnezeu. Mai bine să fii lipsit de imperiu, de decât să ajungi vinovat de lipsa evlaviei. Unul dintre cei care au promovat cu cea mai mare înveșunare legea lui Dumnezeu a fost un infam călugăr egiptan, acum sfânt, Shenuta. Într-o noapte, de pe la începutul veacului al V-lea, la câteva ore după ce arzătorul soare al deșertului apusese, se iscase zarvă în apropierea mănăstirii lui Shenuta din Egipt. De obicei, la acest ceas totul era liniștit și sutele de monachi de la Mănăstirea Albă se odihneau, profitând de scurtul răgaz dintre slujbele de noapte și cele de dimineață, când urma să-i ridice din patul clopotul de lemn. Dar dacă te-ai fi aflat în afara zidurilor Mănăstirii Albe, în acea noapte, ai fi putut zări ceva neobișnuit. Dintr-o dată liniștea futul burată, ușile turnului mănăstirii se deschiseră și se ivi un pâr de călugări de îndată ce ieșiră, poarta se închise în urma lor, despărțindu-i pe cei rămași înăuntru de lumea de de afară. Mica ceată s-a pus în mișcare, mergând de la mănăstire înspre fluviu. Dacă te-ai fi uitat mai cu băgare de seamă, vedeai că erau numai opt. Dacă te apropiai și mai mult, privirea Ți-ar fi fost atrasă de unul dintre ei, vlăguit de posturi încetate, pielea îi atârna pe oase, ochii afundați în orbite erau negri și adânci ca niște găuri întunzit de piatră. Se spunea că nu dormea deloc noaptea, ci doar ațipea câte o clipă. Când era atras, spunea oamenii, plângea fără încetare, lacrimi dulci ca mierea, curgându-i din ochi și întunecându-i cu sfântă sa mâhnire. Acesta era șenuta. Nu ar trebui să confundăm plânsul cu slăbiciunea. Și poate că se tânguia pentru păcatele pământești, dar pășea alături de înger și izdrobea zdrobea pe demon. Se spunea că este un om care discuta cu Ioan Botezătorul și se întreținea cu Iisus Hristos în persoană. Mai mult, se luase chiar la trântă cu demonii. Și era un om respectat și temut. Sub cârmuirea lui carismatică, călugări și călugărițele se îngrămădeau în cele trei mănăstiri întemeiate de el. Erau sute, poate chiar mii. Ci supuși lui urmau o disciplină foarte aspră. Cei care nu se conformau regulilor mănăstirii erau pedepsiți cu bătaia. O călugăriță care fusese, furase ceva a încasat 20 de lovituri de nuia. Un altul care alergase după o soră, mâna de prietenie și de poftă trupească, a primit 15. Durerea era sporită și de modurile umilitoare de aplicare a pedepselor. Călugărițe mai bătrâne au imobilizat-o pe acea soră păcătoasă în vreme ce un călugăr o bătea la tălp. În acea noapte echipul lui șenuta negru, scăldat în lacrimi, nu îi scruta pe cei din mănăstirea sa, ci pe cineva din afara ei în liniștea deșertului întunecat, șenuta și cei șapte monari care îl însoțeau trecură în Nilul. Nilu. Mai târziu se va spune că au avut nevoie de barcă și de cârmaci pentru a-l străbate. Providența dumnezeiască i-a purtat miraculos pe celălalt mal. Indiferent de mijlocul de transport, ajunși de partea cealaltă, au înaintat pe orașul Panopolis. Dacă vreun localnic ar fi zărit acel grup de arătări în veșminte întunecate, străbătând tenebrele nopți, ar fi fost copleșit de spaimă. Călugării anonim, fără rădăcini, cu neputință de urmărit, erau în stare să comită atrocități fără a fi pedepsiți. Îngerii noștri îi numeau creștini, Lepre le spuneau necreștinii. Nu erau nici de cum îngeri, ci sălbatici, fără minte, asemănător oamenilor, dar care duceau vieți de râmători, săvârșind și îngăduind puzderii de nelegiuiri negrăite, după cum scria cu dispreț și sarcasm Iunapius. În acele zile, fie ce bărbat care purta un veșmânt negru și încuvința să ducă o viață cu neputință de povestit, dobândea puterea unui tiran. La o asemenea culme a virtuții ajunsese omenirea. Chiar un împărat pe deplin creștin observa lui că monahii comit puzderii de crime. În acea noapte acești călugări aveau să comită o alta. Ținta lui Șenuta nu era un călugăr de al său, ci un păgân nelegiuit și fără Dumnezeu. Într-un potop de predici furibunde, Șenuta îi înfierase pe acești oameni, inimile lor erau cuiburi ale duhului răutății. Dacă erau tulburați, astfel de oameni scuipau venin. Biblia le zicea Șenuta păstoriților, săi, Spunea că aceea care înalță idol să fie uciși. După cum explica într-o foarte viguroasă predică, Dumnezeu voia ca aceste urăciuni să fie înlăturate din fața lui. Împărații, mai tuna șenuta, au afirmat că întreg imperiu trebuie curățat de spurcăciuni. Din templele păgâne nu ar trebui să rămână piatră peste piatră, nici măcar una pe întreg pământul. În acea noapte, șenuta și cei șapte tovarăși vor trece la fapte. Vor începe cu casa unui singur om, un localnic pe nume. Gesius. Era încă întuneric, besnă, când călugării au ajuns la ușa lui Gesius. Acesta, ca să-i dăm numele întreg, Flavius Aulus Gesius. Era un cetățean roman, un însemnat proprietar de pământuri și fost guvernator, asemenea lui Plinius. Gesius era un invidiat membru al elitei conducătoare a Imperiului. În acea noapte era un om stigmatizat. Și asta pentru că Gesius, săcăit de fanfaronada lui Șenuta, comise câteva greșeli de neiertat. Odată declarase foarte sigur pe el că Isus nu era divin. Cu altă ocazie, mersese la ruinele unui templu păgân și cu toate că legile o interziceau, adusese o afrandă împrăștind rândafir. Nu era doar o nelegiuire, se spunea, cât o insultă la adresa celui mai puternic creștin din zonă, Șenuta. Și așa, în acea noapte, Șenuta avea de gând să-l facă pe Gesius să plătească. Monachii s-au adunat în fața porții grele de la intrarea casei lui Gesius și au deschis-o. Par o explicație prea simplă pentru un proces care a necesitat mai multă vreme și mai mult efort fizic. Însă Șenuta a spus mai târziu că fusese ușor pentru că nu călugării, și Dumnezeu a deschis ușa. Şenuta și călugării lui au pătruns în casa neluminată. Bezna dinăuntru nu era atât de densă din pricina nopții, a afirmat ulterior șenuta, cât din pricina întunericului demonic care cuprinsese acea casă. În ciuda acestor dificultăți obiective, călugării s-au mișcat repede prin atrium și au urcat în partea centrală a casei lui Decius. Din nou, o bandă de opt monachi care a intrat prin efracție într-o casă încuiată, mișcându-se printr-un întuneric infernal, fără să atingă sau să răstoarne nimic, nu pare deloc probabil, dar, șenuta, avea și aici o explicație. Dumnezeu i-a călăuzit. Divinul lor străjer i-a ajutat încă o dată și au ajuns în cel din urmă în camera încuiată a lui Gesius. Nu era nevoie să pună iar umărul sau să o forțeze. Ea s-a deschis de la sine când șenuta a atins-o, balamalele căzând singure și îngăduind călugărilor să o îndepărteze cu șurință. Mai târziu a devenit limpede că nu toată lumea din oraș a fost convinsă de această versiune. Într-adevăr, gurile lipsite de pietate au început să murmure, spunând că povestea ușilor care se deschid de la sine este o simplă scorneală. Șenuta s-a apărat cu mare îndrăgire. Noi nu spunem că s-au deschis de la sine, mugea el, ci că mai curând s-au deschis pentru că Domnul l-a poruncit asta. Acest tip de raționament iezuit nu prea a izbutit să convingă pe cei care se îndoiau. Apoi și nu a istorisit cu mare repulse cele ce s-au petrecut în casa lui Jesus. Aflându-se în acea cameră, spunea el, se simțea de parcă ar fi intrat din nou într-un templu păgân în acele zile întunecate de dinainte ca împărații creștini să poruncească nemicirea lor, pentru că de îndată ce au trecut de ușă, călugării s-au trezit într-o încăpere cu un aer îmbârsit de tămâie și iluminate de nenumărate opaițe așezate în firide. Se aflau într-o cameră plină cu idol păgân, o statuie a destrăbălatului Paricid Zeus, una a tatălui acestuia Acronos, alta a înșelătoarei Hecate întreaga cameră, sau așa au pretins, era tixită cu zeități la șcive și libidinoasă. Tămâia fumega deasupra unor mici altare. O paițe la aprinse de o mână pioasă spândea o lumină pulpitoare peste chipurile idolilor păgâni. O priveliște insuportabilă pentru un evlavios monarh creștin. Însă, e dificil să ne închipuim că de îndată ce lumina i-a învăluit chipul cavernos, în ochi nu i s-a aprins un licăr de biruință, pentru că șenuta, un foarte descurcăreț vânător de glorie, a înțeles repede că, deși acea clipă era oribilă, era totodată și magnifică. Își surprinsese vrăjmașul un flagrant delict de venerare păgână. Lumina încețoșeată, figurile întunecate ale călugărilor, au înșfăcat grăbite statuile blestemate și au părăsit de îndată casa ajutate firește de Dumnezeu. În strada din apropierea casei, adâncă noapte egipteană prea aproape luminoasă, în comparație cu ce se petrecuse în casă, călugurii au mers la fluviu și au sfârmat toate statuile pe malul acestuia, aruncând rămășițele lor în apă. Apele au bolborosit înghițând de îndată resturile cultului păgân al lui Gesius. Un alt cuib al lui Satan, pusese curățat. Mai târziu, când șenuta a fost criticat pentru că intrase în casa cuiva fără permisiune, el a fost cât se poate de intransigent, declarând, nu există nelegiuire pentru cei care îl au pe Hristos. Legile ținutului nu contau cât uși de puțin pentru șenuta. Legile mănăstirii, pe de altă parte, trebuiau să fie respectate mereu și erau nenumerate, mai mult de 500 de reguli circum scriau fiecare aspect al vieții călugărilor lui Șenuta, din clipa în care se trezeau înainte de evira zorilor până în momentul în care se culcau. Erau reguli cu privire la îmbrăcăminte, la hrană, foarte frugală, în special pâine, la orele meselor foarte rare, la ceasurile de rugăciune neîncetat, la modul rugăciunii cu glastare, Alte reguli stabilau cum să se ridice mâinile la rugăciune în chip solemn, înălțate deasupra coastelor, cum să doarmă singur și fără poftă erotică, cum să se spele foarte rar și fără a privi la trupurile altora ori la al lor. Cum să se bărbirească? Absolut deloc, fără îngăduință, pentru că blestemat este cel care se bărbirește. Și chiar reguli despre cum să se procedeze în latrină, o regulă care ridică mai multe semne de întrebare în loc să ofere răspunsuri. Preciza, dacă cineva are nevoie să-și lepe de scârna într-un ulcior sau un alt vas, să-l întrebe pe cel mai în vârstă. Odată intrat în mănăstire, viața unui călugăr nu mai era a lui, la fel și toate avuțiile sale, până și hainele trebuiau lepădate în afara mănăstirii, pentru că toți călugării erau egale în toate privințele, astfel ca dorința să nu-și poată face loc printre ei, ca printre oamenii nesăboiți. Mănăstirea însăși nu doar că dorea proprietățile lor, ci le cerea categoric. Una dintre condițiile acceptării unui nou monarh era cedarea tuturor bunurilor și proprietăților sale mănăstirii. Cedarea se făcea în scris în termen de trei luni de la intrarea în mănăstire. Dacă refuzau, aceștia se trezeau, după cum gresc regulile însele, blestemați. o ială, proprietățile acestor călugări au început să se extindă, în curând terenurile mănăstirii s-au mărit peste măsură, cuprizând acum nu doar clădirile monahale, ci și dumbrăv de palmier, livezi, grădini de zarzavaturi, ferme, ogoare. Mănăstirea pretindea că are control asupra minților sau măcar încerca asta. Din clipa în care se deșteptau că din mănăstirea lui Șenuta nu se odihnau aproape deloc, consacrându-se unui program epuizant de muncă fizică și rugăciune. Rare ori păstrau tăcerea, pentru a le împiedica mintea să zburde pe cărări necurate, erau încurajați ca în timpul plițitoarei trude a împletirii coșurilor, să cânte neîncetat rugăciuni sau versete din scriptură. Ai duma unor lanțuri zornitoare, cântecul îi păzea de păcate și le încătușea mințile rătăcitoare. Se spunea că întreaga mănăstire răsuna ca un gigantic roi de albine în zbor. De ce se dedicau oamenii unei asemenea vieți lipsite de bucurii? Este posibil să nu fii cunoscut cât de auster urma să le fie traiu când se alăturau vieții monahale. Monahilor care intrau în mănăstirea lui Șenuta nu li se dădea un contract complet să-l completeze la intrare, nici nu știau ce drepturi au. În schimb, disciplina monastică era o adevărată religie care li se descopera treptat întregul corp de legi ale mănăstirii albe erau explicate treptat nou veniților. Acesta era mai puțin machiavelic decât părea. A le discuta pe toate odată ar fi durat o seară întreagă. Cu toate acestea, de îndată ce călugării își dădeau seama în ce fel de loc ajunseseră, acum spoliați de bani, de pământ și chiar de propriile veșminte, era aproape cu neputință să mai plece. De îndată ce un monarh se încredința pe sine, unui alt monah cu experiență trebuia să i se supună acestuia sau să suporte consecințele. Numărase reguli încep cu formula blestemat să fie, de pildă, blestemat să fie cel ce nu își cedează toată averea mănăstirii, blestemat să fie cel care se bărberește fără să-i fi fost poruncit acest lucru, blestemat fie cel care privește la un alt monach cu poftă. Dacă un monah mânca un castravete la un ceas de zi din zi, când nu era îngăduit, legea îl informa sec că păcătuiește. Cel puțin 60 de reguli erau dedicate infracțiunilor sexuale. A privit cu poftă la goliciunea aproape pe când se spăla era greșit, la fel cum era privitul cu dorință la propria goliciune. Cei care nu trau față de aproapele lor dorință spurcată din inimă erau de asemenea blestemați. Observați ultima precizare cu o dorință spurcată în inimă. Nu fusese comis niciunui păcat, Simpla intenție era în sine un păcat, dar în mănăstirea lui Șenuta până și gândurile se aflau sub un control strict. Poate oare omul să se ascundă în loc tainic unde să nu-l văd eu, zice domnul? Răspunsul mănăstirii albe era un răsunător nu. După cum nu a generație de vașnici predicatori creștini, le reamintea constant păstorițelor, în predici înspământătoare nu se află niciun loc unde să te poți ascunde de ochii atotvăzători a ai Domnului. Și nu te-a prezida numeroase anchete verbale sau fizice ale celor pe care îi avea în grijă. Anual, patru săptămâni erau dedicate examinării publice a monachilor. În acest timp, toți călugării se reuneau și își analizau în mod public faptele și cuvintele. Această anchetă era însuțită de frecvente inspecții, în timpul cărora un oficial cerceta cu atenție chiliile fiecărui monac, după cum precizau regulile monastice. De 12 ori pe an, în va intra în toate casele din obște și va cerceta toate chiliile din acestea. Omul se uita la față, dar Dumnezeu vede înăuntru sufletului și nu ta se uita în camera este limpede că monahii lui Șenuta erau îngroziți la vederea acestuia. Luase hotărârea ca toți mei monahii dintre zidurile sale, sute sau poate mii, să devină un întreg. Toți munceau, se rugau și se odihneau în același timp. Era vreme pentru trezit, vreme pentru rugăciune, vreme pentru mâncat, vreme pentru dormit, vreme pentru ascultare. Călugării se mișcau ca un singur trup, mai curând ca un singur roi decât un grup de indivizi. Pronumele posesive erau interzise. Nu aveai voie să spui pâinea mea, de vreme ce toate lucrurile aparțineau tuturor și nimănui. Toți trebuiau să asculte de îndată de sunetul clopotului monahal de lemn. Era vai și amar de cel care nu o făcea. Clopotul bătea de două ori. Primul semnal indica faptul că monahii trebuiau să se oprească din lucru. Al doilea semnal însemna că trebuie să treacă la activitatea următoare. Odată, unul dintre călugării lui Șenuta punea lemne în cuptor când a răsunat clopotul supus. Călugărul a așteptat cu mâna în cuptor până ce a răsunat a doua bătaie de clopot, când și-a retras mâna arsă de foc. Nu doar călugării îi știau de frică lui Șenuta, el putea să abată mânia lui Dumnezeu pentru oricine socotea că merită asta, inclusiv peste demon. Într-o seară, un funcționar a venit să inspecteze Mănăstirea Albă, probabil să investigheze excesele teribilelor pedepse despre care se spunea că sunt aplicate călugurilor păcătoși. Șenuta l a văzut intrând fără să-i ceară permisiunea. Potrivit legendei, funcționarul l-a înșfăcat pe șenuta, dar acesta s-a luptat cu el și a reușit să-l imobilizeze, prinzându-l între coapse ca într-un Atunci șenuta și-a dat seama că respectivul vizitator nu era un demnitar local, ci un demon. Într-o altă versiune a poveștii, respectivul personaj era diavolul însuși, în timp ce lupta lor deveni, devine mai spectaculoasă. Anecdota se încheie cu șenuta, doborându-l pe demon la pământ și punându-l punându piciorul pe cap. Fervoarea religioasă nu era ceva nou. Grecia și Roma cunoscuseră și ele personaje care duceau religia la extrem și care au trăit umiliți și striviți de teama față de zei. Totuși entuziasmul religios era mai mult o pasiune personală și era păstrat în limitele legii. Dacă în creștinismul a preluat controlul, religiozitatea a devenit o datorie publică și plină de o mândrie care se îndreptățea pe sine, a trecut dincolo de marginele legii. Unii gânditori însemnați a epocii sprijinau un astfel de comportament. Dacă era necesar, cineva putea deveni nesuferit. Nu se dădea în lături de la nimic, nici de la a-i pe alții, dacă o făcea pentru Domnul. Într-un final, nu exista nelegiuire pentru cei care îl aveau pe Hristos. A pedepsi un păcătos în mod violent, al biciui, al bate, al face să sângereze, nu însemna deloc al vătăma ci a de mult mai cumplitele pedepse care urmau. Și Nuta era îngrijorat că dacă nu-i bate pe călugări aflați în grija lui, l-ar jigni pe Dumnezeu. Pedepsele aplicate creștinilor care păcătuiau grav chiar în epoca lui Augustin, variau de la confiscarea proprietății la izgonirea din biserică, bătai și biciuirea cu vergi. Era mai bine, afirma Augustin, să iubești cu asprime decât să amăgești cu blândețe. Oare păstorul nu aduce înapoi la turmă oaia cea pierdută cu toiagul? Biserica, scria el, persecută în duhul iubirii. Era o violență sacră. Iisus le spusese adepților săi să întoarcă și celălalt obraz celui ce îi lovește peste obrazul drept, dar uncenicii lui din veacurile 4-5 nu erau atât de iertători. După cum îl lămurea Ioan Crisostom, dacă un creștin auzea pe cineva hulind, departe de a-i întoarce și celălalt obraz, trebuia să meargă la el și să-l mustre. Pa chiar dacă era nevoie să-l și lovească, fără să-l cruțe cât -și de puțin. Dacă auzi pe cineva hulind la răspântie sau în for, du-te la el și dojenește-l și chiar dacă trebuie să-l lovești, nu pregeta, Izbește fața lui cu palma, lovește gura lui și sfințe, sfințește-ți mâna prin această lovitură. Crima comisă în numele lui Dumnezeu, argumenta un ascritor, nu era crimă, ci rugăciune. Câteva dintre metodele de control al lui Crisostom și Șenuta s-au oglindit un veac mai târziu, pentru motive similare, în legislația imperială. Când a venit la putere. În anul 527 după Hristos, împăratul Justinian era hotărât să reformeze prin legi moralitatea supușilor săi, cu un zel ne mai văzut până atunci. El avea un imbol foarte serios de control. Dacă nu-i pedepsea el, ar fi făcut-o Dumnezeu. Oficialii civili s-au văzut constrânși să pună în aplicare legi care reglementau viața privată, Oficialii ecleziastici s-au trezit că sunt spioni de facto în serviciul imperial. Împărații romani se, folose, se folosiseră întotdeauna de spioni de la Tores. Acum aceștia au trecut în slujba bisericii și a stăpânirii romane. Oamenii de toate rangurile au devenit informatori. Orice încălcare a legii trebuia raportată. Și așa Noul Testament a devenit o armă de control în mâna stăpânitorilor și a bisericii. Episcopilor li se cerea să fie spioni împăratului și să-l informeze despre colegilor. Dacă refuzau sau nu își împlinau bine obligația, erau trași la răspundere. Clerul a fost însărcinat să predea rapoarte cu privire la locurile unde se aflau actori, actrițe, și, după cum dezvolea o lege, unde se găsesc prostituate îmbrăcate cu haine monahale. Pedepsele puteau fi îngrozitoare. Dacă o infirmieră ajuta sau facilită o afacere amoroasă pentru o tânără pe care o avea în grijă, era pedepsită turnându-i se plumb topit pe gât. Sancțiunile erau maxime. Iustian, după cum observă cronicarul său, Procopius, era decis să închide toate căile care duceau la păcat. Câteva dintre aceste sacre violențe au îngrijorat chiar și biserica în Africa de Nord. La începutul veacului al V-lea, circumceliones au devenit celebri nu doar pentru sinuciderile lor, ci și pentru atacuri eticăloase asupra celor care nu le împărtășeau credințele creștine sectare. Un episcop pe când se afla în altar s-a trezit încojurat de un asemenea grup de bărbați care l-au bătut cu butele. Apoi atacatorii au revășit altarul și l-au lovit cu rămășițele acestuia înainte de a-l înjunghia în vintre. Un alt preot a fost târât afară din casă, apoi i s-au scos ochii. Asemenea pedepse erau analoage păcatelor săvârșite, imitându-le în chip morbid pe cele care îi așteptau pe păcătoși în iad, unde de pildă hulitori erau spunzurați de limbă. Astfel, ochii celor rătăciți erau scoși din cauză că aceștia nu vedeau adevărata credință fiind orbi. Unii alte episcopi au fost retezate mâinile și limba cu care îi propovăduia lucra măgitoare, ce cum ce liones, Năvăleau peste tot, vandalizând proprietăți, dând foc la biserici și incendiind casele. Când lumea credea că acești războinici, cum îi spuneau chiar ei, nu puteau face lucruri și mai rele, ei au născocit un lucru pe care Augustin îl numea o violență nouă și de negrăit, o dovadă de cruzime vrenică de însuși diavolul. Amestecând sodă caustică și oțet, aceștia au creat o soluție de ajuns de puternică încât să ardă pielea omenească. Pe aceasta o foloseau zvârlindu-o în ochii preoților, orbindu-i. Nimeni nu era în siguranță. Dacă un trădător, cum îi numeau ei pe cei care nu le împărtășeau credința, se afla în propriul cămin, circumceliones, pătrundeau în casa acestuia, îl târeau afară și îl atacau în numele lui Isus. Cu cât atacul era mai neașteptat, cu atât mai glorioasă era fapta. Festivalurile vechilor zei erau o țintă favorabile. Circumceliones le atacau, sfârmau statuile și urlau și înfiorător laudate deum Isus. Lăudați pe Domnul Isus. Într-o clipă, o sărbătoare voioasă stropită din belșug cu băutură se transforma în haos de plin. Ca mulți alții de dinainte și după ei, erau foarte scrupuloși în chestiuni religioase. De vreme ce în Matei 26 cu 52 se spunea: Întoarce sabia ta la locul ei, cu o precizie demnă de ezuiți, aceștia și-au însușit băta ca armă favorită. Prin urmare, violența religioasă în numele lui Sus putea fi înfăptuită acum liber de vreme ce păcatul era evitat. În plus, o bâtă era destul de eficientă. Puteau bate pe oricât de mulți până la moarte, înainte de a dispărea din peisaj. Semnul lor distinctiv a devenit acel băț cu care se mândreau numindu Israel. Poate că Augustin și alții au fost îngroziți de asemenea fapte, dar până la un punct biserica culegea ceea ce semănase. Cu câteva decenii mai devreme, după cum a observat savantul Brent Shaw, predicatorii creștini erau foarte încântați de violența acestor circumceliones pe care o încurajau. Acești amatori au fost foarte utili în lupta pentru nimicirea templelor păgâne, pe care le-au făcut un cu pământul, școliți și încurajați la violență și vandalism în numele lui Isus, acest grup a devenit spre disperarea celor care îl înconjurase cândva mult mai puțin obedient. Dacă circumceliones ne socoteau legea, ei se găseau într-o nobilă companie. La cel mai înalt nivel, biserica a început să se provoace puterea imperială. Mai mulți romani remarcaseră tendința creștinilor de a se considera mai presus de lege și acest fapt era supărător. Când Plinius cel tânăr și-a anchetat sclavii, i-a executat pe unii atât din cauza apartenenței la creștinism cât și din cauza îndărânicii Romanii găseau insolent comportamentul creștinilor din fața instanței. Creștinul care refuzase să răspundă oricărei întrebări în cursul procesului, chiar la întrebarea cu privire la numele lui, repetând invariabil sunt creștin, a fost admirat de alți creștini pentru dârzenia lui. În ochii romanilor însă, o asemenea atitudine era o încăpățânare infantilă. Pe măsură ce creștinismul devenea tot mai puternic, actele sale de sfidare și de violență au devenit tot mai întrăsnețe. Procesele din săle de judecată din estul imperiului erau întrerupte de siniste grupuri de călugări îmbrăcați în negru și care cântau psalm. Creștinii au cerut dreptul de azil pentru biserici. Cerea lor a devenit lege. În Antiohia, teama de monahii era atât de mare încât un judecător nici nu i-a mai așteptat să ajungă la tribunal. Auzind sunetul imnurilor cântate de monahii care se apropiau, a sărit de pe scaunul său, a întrerupt ședința și a fugit din oraș. Justiția nu mai putea fi aplicată odată ce apar oamenii aceia, a spus el, după ce a reușit să se salveze fug fugind. În cezarea, un judecător a cutezat să îl pună la punct pe un episcop creștin. El a săvârșit în viziunea bisericii o fără de lege, afirmând că oricine creștin sau nu trebuie să se supună legii. Mai apoi a regretat afirmația. O glată de creștini, ai duma unui roi purtat de fum, s-au ridicat și înarmați cu torțe, măciuti și pietre, au început să urle purtați cu toții de un zel comun. A fost o tehnică eficientă, după cum consemna cu satisfacție un creștin ce a mai putut face acel trufaș îndrăsnesc judecător, a fost să le cerșească îndurare, dându-se în lături din fața lor cu mare spaimă. Această faptă, observă cronicarul cu mulțumire, a fost lucra Dumnezeului Sfinților, care pe toate le rânduiește spre binele celor mai buni. Pentru mulți necreștini nu părea să fie deloc astfel. Scritorii vremii își exprimeau dezgustul față de o asemenea nesupunere, după cum observase filozoful Celsus. Cu mulți ani în urmă, legile nu trebuie disprețuite pentru că atunci când toți fac asta, legea își va pierde orice putere. Felul în care creștinii zeloți își intimidau adversarii, observa un ascăitor, nu este deloc felul în care ar trebui să funcționeze pedepsirea încălcării legii în Imperiul Roman. Nimeni nu scoate sabia împotriva ucigașului și nu îi taie acestui agâtul folosind forța în locul legii și numele lui Isus, în numele iubirii. Spunea oratorul Ibanius, Într-o societate civilizată, locul sabiei este luat de procesele civile sau penale. Creștinii, scria el cu dispreț, nu par să aibă timp pentru așa ceva. Acești oameni sunt și judecători, și acuzatori, și călăi pentru cei care le intentează proces. Predicatorii creștini erau intransigenți. Ei afirmau că au, dat, au de dat socoteală unei puteri mai înalte decât legea. Ochii lor erau ținți spre cerul. După cum le reaminteau turmei lor, legea unor oarecare birocrați imperial nu avea nicio valoare. Numai cea dumnezească trebuia luată în considerare. Orice putea mântui un suflet, chiar dacă era îndreptat împotriva legii, a ordinii sau a trupului în care locuia acel suflet, era acceptabil. A nevări asupra caselor, templelor, persoanelor întinate de rătăcirea păgână nu însemna a-i pe aceștia, ci a -i ajuta. Nu era brutalitate, ci bunătate, educație, reformă. O amplă țesătură metaforică a fost creată pentru a camufla ceea ce nu era altceva decât violență pură. Crisostom scria despre vânătoarea cu lanțuri, cu lațuri, vorbind despre readucerea oilor rătăcite pe calea cea bună. Augustin a folosit imaginea cine descrise în Luca, oare nu i-a spus stăpânul casei slugii sale și a zis stăpânul către slugă, ieși la drumuri și la gardul și silește să intre ca să mi se umple casa. Ei bine, și cei care nu doreau trebuiau constrânși să intre în casa Domnului. Argumentația a mers mai departe, cei care îi pedepseau pe creștinii rătăciți nu erau brute. Din potrivă, Augustin spunea despre ei că se asemănau medicului care încerca să-l tămăduiască pe bolnav. Când chirurgii văd că o cangrenă trebuie înlăturată sau cauterizată, adesea din iubire de oameni, se arăta surs la țipetele suferindului. În acea scrisoare Augustin își exprima simpatia pentru un creștin îngrijorat care își trăgea de păr copilul spre aloprii de la întăritarea șerpilor, văzându-l ca pe un părinte care smulge sabia din mâna copilului. Astfel de pedepse sunt rânduite de o grijă înțeleaptă, nu de o cruzime neîndurătoare. Acest paradox al pedepsei devenise deja familiar repetându-se iar și iar că aceste pedepse fizice sunt o dovadă a bunătății. Biserica prigonește, spunea Augustin în Duhul Iubirii. Ironim, faimosul savant, biblist și sfânt, era de asemenea de aceeași părere. Nu era un act de cruzime să aper onoarea lui Dumnezeu, pentru că în Biblie păcătoșii sunt pedepsiți și chiar uciși. Hristos Tom, și el, dacă el pedepsea trupul pământesc, o făcea doar pentru a proteja ceea ce este veșnic în om, astfel că tu, ca tu să fii mântuit, cu toții să ne veselim, iar Dumnezeu să fie proslăvit, acum și pur și în vecii vecilor, ce fără de sfârșit. Amin. Cei care primeau astfel de mântuire, nu fără motiv, se simțeau altfel. Un călugăr aflat în grija lui Șenuta a fost mântuit atât de sălbatic prin bătaie, încât a murit din cauza rănilor. Și totul în numele iubirii lui Isus. Și ce dacă oamenii dez, dezobișnuiți să se veselească erau acum înspăimântați pentru că vecinilor îi spionează, îi raportează, îi vânează în propriile case? Ei bine, frica avea beneficiile ei, e preferabil să fii speriat decât să păcătuiești. Unde este groază, spune Augustin, acolo este și mântuire, o milostivă sărbăticie. Fundamentele intelectuale pentru sute de ani de o primare teoretică erau deja stabilite.